Distribuție Banat a anunțat o serie de întreruperi programate pentru a asigura, în bune condiții, capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții din județul Hunedoara. Marți 15 februarie vor fi afectați parțial locuitorii din localitățile Deva, respectiv cei de pe străzile Hărăului, Nicolae Grigorescu, Constantin Brâncuș, Griviței, parțial, Aleea Cincii, Traian Vuia, străzile Ardealului, Aleea Digului, Banatului, Munteniei și Bucovinei, între orele 9 și 17. În Crăciunești, parțial, între orele 8 și 16 și în Pui, parțial, și Costești, deal, între orele 9 și 17.